O întreagă comunitate este revoltată după ce un adolescent de doar 17 ani a fost ucis chiar pe trecerea de pietoni. Paul Alexandru era elev în clasa 11-a la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina și avea o mulțime de vise și o viață întreagă pentru a-și le îndeplini, dar aripile i-au fost frânte de o șoferiță de bani gata care făcea întreceri prin oraș. Teribilul accident s-a produs pe o trecere de pietoni din câmpina. Paul Alexandru era elev la Colegiul Național Nicolae Grigorescu în clasa 11C. Tânărul mergea spre casă, când pe trecerea de pietoni a fost spulberată de o șoferiță începătoare, în vârstă de 22 de ani. Băiatul s-a stins din viață pe loc în urma impactului puternic. Familia, dar și prietenii adolescentului sunt devastați de durere după teribila veste. Polițiștii au fost cei care au ajuns la fața locului, iar conducătoarea auto a fost cea care a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost unul negativ. Iunăra de 22 de ani care a provocat accidentul își luase permisul în luna decembrie anului trecut. Locul tragediei a fost umplut de flori și lumânări. A fost spulberat trecerea de pieton de un bolid condus cu peste 100 de km pe oră de o domnișoară ce este copil de Bangata, care face de toate, alcool, droguri, întreceri cu mașini. A fost un înger de băiat, cu atât de mult bun simț, cu drag de carte, cu rezultate deosebite la învățătură și extracurricular. Se întorcea de la repetiții de teatru și traversa spre casă.